Ne-au tăiat bugetul anul ăsta, dar ne descurcăm. Ne descurcăm inclusiv pentru handbal și astăzi sunt foarte bucuros și le mulțumesc consilierilor județeni pentru faptul că am reușit să alocăm 600.000 de lei, 6 miliarde de lei vechi pentru handbal, pentru SCM. Eu iubesc această echipă, la fel cum voi iubi și echipa de fotbal pe care o vom înființa la sfârșitul acestui an, care va avea obiectiv Liga 2 într-un final. Dar astăzi am alocat banii pentru handbal, 600.000 de lei. Nu lăsăm echipa fără sprijin, atât cât putem, pentru că bugetul a suferit mult. Dacă va fi vreo rectificare, voi analiza și posibilitatea acordării unor suplimentari. Până atunci, hai SCM să fie cu victorie și le asigur pe fete și pe toți cei care sunt implicați în mișcarea aceasta frumoasă a handbalului vâlcean, de tot sprijinul și de tot suportul meu și al colegilor mei din Consiliul Județean.